Vremea rea a provocat cel de-al doilea accident rutier astăzi în Mehedinți. Două autoturisme au fost implicate iar în urma impactului unul dintre șoferi a fost transportat de urgență la spital. Cantitățile abundente de ploi au creat probleme șoferilor aflați în trafic astăzi în Mehedinți. Cel de-al doilea accident a fost produs pe DN67. Două autoturisme au fost implicate, un echipaj de poliție și un echipaj smurd s-au deplasat la fața locului. În urma impactului, unul din șoferi a prezentat dureri de umăr, fiind transportat de urgență la spital. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de vătămare corporale din culpă.